Un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost accidentat vineri seara pe o trecere de pietoni situată pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. După ce i s-au acordat îngrijiri medicale, bărbatul a fost transportat la spital. Un bărbat din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu în dreptul restaurantului Good, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui bărbat în vârstă de 67 de ani care se afla pe trecerea de pietoni. Vineri seara, poliția municipiului Drobeta-Turnu-Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Gheorghe Anghel, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 61 de ani din comuna Șimiani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Gheorghe Anghel, a acroșat un pieton, un bărbat de 67 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Bărbatul în vârstă de 67 de ani a fost lovit, iar apoi a fost transportat la spital. Din primele informații, acesta s-ar fi ales cu o fractură la șold. La fața locului au intervenit paramedicii care i-au acordat bărbatului îngrijiri medicale. A fost deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă pentru șoferul vinovat.